Bună dimineața, sunt la Crăciun, mă bucur să vă revăd. Stomatologia modernă vine cu soluții noi de tratament. Digital Smile Design este un program prin intermediul căruia se obține o simulare a zâmbetului ideal pe care pacientul vrea să-l aibă, întrucât fiecare persoană este diferită și procesul de creație este unic. Așadar, estetica este realizată în funcție de problemele fiecărui pacient, în funcție de forma dinților, dar mai ales în concordanță cu așteptările acestuia. Noul program vine și în ajutorul medicilor, oferindu-le un plan de tratament foarte bine pus la punct. Digital Smile Design este un program complex. Pe lângă simulare, o simulare reală, o simulare direct în cavitatea bucală putem să o facem și o simulare care își ia în calcul multe repere. Pentru asta avem nevoie de poze, filmări, scanări digitale. Este o simulare care în final se transformă într-un zâmbet nu numai estetic, dar și funcțional și corect. Programul începe întotdeauna cu realizarea unor fotografii și a unui scanner digitale care funcționează ca o radiografie a tuturor problemelor. Faptul că ai probleme parodontale vechi, edentația aceea, ai implanturile astea aici protezate provizoriu, cu retracțiile pe care le ai, ar trebui să restaurăm gura și mai ales să se refac etajul inferior. Pentru asta trebuie să acoperim toți dinții, să reechilibrăm mușcătura. Și cu ocazia asta, da, problemele parodontale le rezolvăm parțial. Fotografiile și scanarea sunt trimise ulterior printr-un program online în Spania. Rezultatul tehnologiei Digital Smile Design vine inițial în ajutorul medicilor. Ne ajută să vedem, dincolo de a vedea cu ochiul liber, lucruri care poate că ne-ar scăpa sau ne scăpau în trecut. Știind cum trebuie să ajungă și să fie corect, putem să luăm decizii corecte și complexe în găsirea bazei zâmbetului. În primul rând rezolvă problemele de mușcătură, de ocluzie. Ne ajută în rezolvarea problemelor parodontale, în rezolvarea problemelor de uzură, de bruxism, în restaurări coronare a dinților fracturați, distruși de carii. În ortodonție, în dreptatul dinților ne ajută acest proiect. În cazul în care eu port deja aparat dentar, mi-ați putea face o astfel de scanare? În general, această scanare și acest proiect trebuie să-l faceți înainte de a pune aparatul dentar. El ajută foarte mult pentru explicații și ortodontul să știe cum deplasează dinții. Da, se practică asta foarte mult acum în ortodonție. Se pleacă de la rezultatul final. Ulterior, Digital Smile Design oferă și pacientului o perspectivă asupra zâmbetului pe care îl va obține cu ajutorul echipei de specialiști. Ăsta este modelul printat, peste care cu ajutorul unui material chitos, un material de amprentă, se ia, da? Se înregistrează, se face o cheie în care noi vom pune un material plastic și cheia aceasta o poziționăm la tine în gură. Va rămâne plasticul pe dinți, încă neșlefuit, și vom face poze cu înainte și după să vezi cum va arăta viitorul tău zâmbet. Da, nu trebuie să ne uităm în detaliu, pentru că este un plastic pus pe dinții tăi neșlefuiți, netratați. E doar de a ne face o părere pentru tine de cum va arăta viitorul tău zâmbet. Dar pe ansamblu, ca curbură, cum se integrează în estetica feței, e foarte importantă această simulare. Cu ajutorul acestei tehnologii, pacientul devine mult mai încrezător. În momentul în care facem simularea, pacientul și cel mai mare avantaj pentru el este că va ști cum va arăta la final. Și atunci când știi unde trebuie să ajungi, ajungi mult mai ușor. Și ce e mai important, că toți se hotărăsc în momentul acela să-și urmeze tratamentele stabilite de noi. Pentru că le înțeleg foarte bine și înțeleg de ce este necesar să fie făcute toate acele tratamente.